Bună seara! Am răspuns astăzi doleanței unora dintre prietenii noștri de pe forum și unei dorințe ale mele mai vechi, acela de a-l invita pe geologul Iulian Alexandru pentru o discuție pe teme de geologia și Biblia. Iulian, bine ai venit la Oxigen 2. Bine v-am regăsit. Da, aș vrea să spun că erai dorit aici și așteptat aici și s-ar putea să te mai exploatăm puțin pe viitor. Da, dacă găsești de cuvință, oricând. Și dacă mulțumesc. Cei de pe forum... Păpărucere. Iulian, o să încep cu o întrebare directă. Ești adventist de ziua șaptea? Da. Crezi în Biblie? Da. Crezi că Geneza este inspirată? Da, cred că e cuvântul lui Dumnezeu. Crezi că Ellen White este profet? Cred. Ții sabatul? Da. Aștepți venirea Domnului? Da. Crezi în viața viitoare? O aștept. Parcă ar fi o examinare de botez. Dar aș vrea să mai întreb ceva. Ești geolog? Da. Și am fost geolog, am lucrat în sfârșit, geolog, vreau să spun, geologul ăla de geolog pentru totdeauna, ai formațiune de geolog. Da. Și am fost la tine în basement și am văzut acolo o serie de minuni care dovedește că pasiunea ta pentru geologie este încă vie. Și ai pasiunea numai ca inginer, ai fost inginer geolog în România, a fost o școală foarte bună, din câte știu, da. România. Dar ceea ce îmi place la tine este că ești și o persoană care gândește teoretic foarte... Încerc. Ne mai lucrez practic, încerc să citesc, să studiez. Vreau să te întreb, crezi că Pământul are... Știi că la ultima sesiune a Conferinței Generale s-a tras o linie foarte dreaptă și foarte clară pe baza lui Ellen White, în care noi credem, anume că Pământul are 6-10 mii de ani maximum și viața pe planeta noastră are 6 mii de ani. De fapt, președintele Conferinței Generale a spus că tot sistemul solar are 6 mii de ani. Și dacă Bacel a spus că toată galaxia are 6.000 de ani, vreau să întreb, ce crezi tu despre vârsta Pământului și a vieții pe Pământ? Eu cred că Pământul ca planetă are 4,65 milioane de ani. Și exact viața? Când ne dau rezultatele cercetărilor științifice. Da. Și viața pe planetă, conform coloanei geologice, conform fosilor care le găsim, eu cred că este foarte veche. Cam cât? Ne poți da o estimare? Probabil 500 de milioane de ani, cel puțin. Viața multicelulară? Da, multicelulară. Pentru că bacterii înțeleg că s-au găsit vechi de 3,8 miliarde de ani. Da, și cred că este foarte greu când vorbesc despre bacterii, pentru că ele se pot trăi în diverse medii. Da. Acum, mai curând, s-a descoperit că pot trăi în venturi hidrotermale, lângă venturi hidrotermale. Câte grade Celsius în vent hidrotermal? 700. 700 de grade Celsius și acolo trăiesc bacterii. Nu sunt chiar sigur dacă Celsius sau Fahrenheit. Da, probabil Fahrenheit. Și acolo trăiesc bacterii. Da. Trăiesc și animale multicelulare. Și animale multicelulare și viermi. De fapt, ce sunt acele venturi termale de pe fundul oceanului? Acele venturi termale sunt locuri unde soluțiile hidrotermale se... Revin la suprafața, hai să o numim, a scoarței oceanice, da. A crustei oceanice, încălzite la temperaturi foarte ridicate, după ce apa din ocean s-a infiltrat pe crăpături, în interiorul pământului, în mantan. Unde temperatura este mai înaltă. Mai înaltă. Este legată de vulcan sau doar de manta? Este... am putea să o asemănăm în general cu activitate vulcanică, dar nu este. Nu este activitate vulcanică. Nu este activitate vulcanică în sensul real, pentru că ele apar lângă dorsalele de la mijlocul oceanelor, da. Unde se creează în continuu scoarță. Aici am intrat în alt subiect și vreau să te întreb, dar o las puțin, pentru că vreau să mai spun. Există două teorii cu privire la apariția vieții pe Pământ. Una susține că viața ar fi apărut în venturi termale, alta că viața ar veni din spațiu. Și printre altele, la a doua teorie se spune că adică are la bază faptul că în spațiu, inclusiv în nebuloasa Orion, pentru care noi adventiști avem o preocupare specială, se găsesc toți compușii care sunt premergători vieții. În cometele din sistemul solar s-au găsit hidrocarburi, ceea ce este fantastic și credeți. Dar vreau să întreb ceva. Dacă s-ar descoperi că, așa cum s-a sintetizat ADN în laborator acum câteva luni, s-ar descoperi că o formă foarte simplă de chimicală care se reproduce, să zic, nu ADN,
Nu arne, ceva foarte simplu. Se poate forma natural. Credința ta s-ar prăbuși sau? Nu, pentru că nu constă în niște descoperiri științifice. Relația cu Dumnezeu este mult deasupra acestor lucruri. Sunt de acord și îmi place ideea aceasta. Cred că e timpul să despărțim cele două. Da. Să despărțim cele două. De fapt, nu sunt un expert în biologie, adică nu sunt un biolog, dar nu sunt exact convins cum a apărut viața, dacă Dumnezeu, cum Dumnezeu a creat-o, cum... Da. Dar... Dar vreau să spun nu ceva. Mă face să am niciun fel de lucru la Dumnezeu. Dacă joacă zarul cu Universul, deci dacă Dumnezeu folosește legile probabilității ca să-și atingă scopurile, viața poate să apară ca și cum ar fi la întâmplare să fie totuși creația lui Dumnezeu. Da, este una din căile care... Da, vreau să mergem la problema pe care am amintit-o. Deci, ai spus ceva despre lava care vine din fundul oceanului și înțeleg că aici este vorba de teoria plăcilor tectonice, da? Da. Și când vorbim de teoria plăcilor tectonice, înțeleg că... Hai să te iau de la început. Când a apărut prima teoria plăcilor tectonice și în ce constă? Cred că au fost mai multe încercări de-a lungul timpului. A avut o evoluție. De fapt, oricare altă teorie și oricare lucru a plecat de la simplu, de la rudimentar, la complex și mult mai clar. Cred că primele au fost până la 1880. Da. Niște un geolog francez, dacă mi-aduc aminte, dar a fost un geolog german. De fapt, nici nu a fost geolog, a fost meteorolog. German. Sau geograf, Ceva îmi sună și mie. Alfred Wegener. Ceva îmi sună, nu numele, dar țin minte de un german care, meteorolog. Care el a fost primul care a venit cu ideea că continentele se mișcă, unul relativ față de celălalt. Care a fost argumentul pe care și-a bazat? El și-a bazat argumentul pe forma, punând continentele alăturându-le, nu neapărat la nivelul, alăturându-le nu neapărat la nivelul liniei țărmului oceanului, ci la nivelul șelfului continental, platformei continentale, care face parte, de fapt, din continent, dar este sub apă. Este sub apă. A văzut că ele se potrivesc foarte bine, ca un puzzle. Sau relativ foarte bine. Plus, nu numai el, ci și alți geologi, deci a fost o acumulare de cunoștințe, o acumulare generală, un salt. Da. Au observat că sunt anumite zone cu fosile care se continuă de pe un continent pe altul. Aici era o problemă care aș vrea să te întreb. Deci, hai să luăm. Să zicem, Europa și America, da? Da. Înțeleg, sunt specii dispărute, care nu mai trăiesc nici în Europa, nici în America. Nici în America. Și vrei să spui că fosilele lor, aceleași fosile există pe ambele... Sunt culoare, sunt culoare, nu numai în Europa și America, Australia și Africa, South America și Africa, în care se regăsesc aceeași fosile. De fapt, din câte înțeleg eu, America de Sud și Australia au mamifere marsupiale. Marsupiale, da. Iar emisfera nordică are mamifere placentate. Da. Și este adevărat că America de Sud și America de Nord au fost despărțite? Da. Interesant lucru. Și atunci când s-au unit, s-au amestecat animalele, nu? Probabil, da. Și fosilele sunt doar marsupiale în partea de Sud? Nu. Nu, sunt și placentate. Sunt și placentate, da. Dar placentate, marsupiale nu există în partea de Nord niciodată. Înțeleg că au venit după ce s-au unit cele două continente. Interesant lucru. Deci hai să mergem mai departe. Deci este forma continentelor, dar privit sub aspectul platformei continentale. Da. Sunt fosilele. Da. Ce poți spune despre tipurile de roci de acolo? De asemenea, s-a constatat mai modern, mai nou, geologii având acces la instrumente mult mai bune de lucru, nu neapărat în sensul de aparate, dar și de... știință, de noile descoperiri și de datare radiometrică, fizicii, geochimiei, chimiei, au descoperit de fapt că făcând analiza unor roci din, de pe continente, de fapt este aceeași rocă. Este nu numai că aceeași rocă, dar are aceleași componente, are aceleași izotopi.
Dar spuneai tu, sunt identice. Într-o discuție cu tine la tine în Basel mi-ai spus un lucru care mi-a rămas în cap și aș vrea să te întreb o dată pentru ascultătorii noștri. Înțeleg că o parte din Africa se vine peste Europa, nu? Da. Și tu spuneai că o parte din pământul Africii există... Da, o putem numi. O parte din pământul Africii există la ora actuală, am putea numi, în Alpi. Asta e greu de crezut. Datorită mișcării plăcilor tectonice, care sunt o urmare a activității termice din interiorul pământului, continentele au un ciclu în a se depărta unul de altul și a se asocia din nou într-o singură masă continentală. Și între Europa și Africa și, putem spune chiar, India și alte, Arabia Saudită, de acum, Peninsula Arabică, în trecut a fost o mare, ocean mare, nu prea adâncă, numită Marea Tetis. Și deci acum, acolo unde este, acum, așa, în general, Mediterana, Marea Neagră, Marea Caspică, Lacul Aral. Acolo a fost Marea Tetis. A fost Marea Tetis. Și Marea Caspică și Lacul Aral sunt rămășiții ale Marea Tetis. Ca urmare a coliziunii dintre Eurasia și continentul african, au fost ridicați munții Alpi, munții Carpați. În Himalaya, în Asia a fost ridicată Himalaya ca urmare a coliziunii. Vreau să spun ceva de Himalaya. India. India a fost totdeauna parte din Asia sau a fost separată? Nu, India a fost undeva la sudul, în emisfera de sud, și treptat a migrat și este singurul loc foarte clar în care putem să vedem o coliziune între două continente și urmările ei. Hai să zicem și despre urmările ei, dar hai să începem. Deci coliziunea, munții Himalaya, înțeleg că sunt rezultate a fost ridicat, Ce mi se pare ciudat, înțeleg că vrei să te duci în Everest sau până la Everest în viitor, nu? Da, am încercat acum un an, doi, dar n-am reușit. N-ai reușit, dar ai de gând să mergi în Himalaya. Da, jos, nu sus. Nu jos, nu sus. Oricum, o vei privi cu ochii unui geolog. La tabra de bază. Da, vei privi cu ochii unui geolog. Și înțeleg, deci, continentul indian s-a ciocnit de Asia și ca urmare, munții Himalaya, înțeleg că încă se ridică, nu? Încă se ridică. Cu cât? Este o mișcare de aproximativ 5 centimetri pe an, în plan orizontal, care se transformă în 2 centimetri jumătate în plan vertical. Se combină vectorii. Da. Și pe munții Himalaya sunt sedimente de pe fundul oceanului? Da, sunt. Munții sunt formați, depinde acum, cum să spun... E puțin mai dificil. În cadrul acestei, Himalaya sunt un caz special, poate mai diferit de către Alpi și Carpați, dar în cadrul acestei coliziuni, a fost o coliziune diferită decât ce se întâmplă în alte de zone continentale. De ce a fost diferită? Adică au fost două plăci continentale. Care s-au ciocnit. S-au ciocnit și niciuna n-a intrat sub cealaltă, cum se întâmplă în alte zone unde placa oceanică intră sub placa continentală. Pe coasta Pacificului din America. Da, sau pe coasta Atlantică. Sau. Da. Și atunci, în această ciocnire, au fost pur și simplu ridicați munții Himalaya, care, bineînțeles că au și roci metamorfice, au și roci vulcanice. Ce e roca metamorfică? Deci, o rocă metamorfică este o rocă care a putut să fie la origine o rocă sedimentară, o rocă eruptivă, vulcanică. Deci, rocile sedimentare... Sau chiar metamorfică. Da. Rocile sedimentare sunt roci făcute de sedimente depuse. De sedimente, da. Depuse de apă. De obicei se depun pe fundul oceanului sau și... Pot fi depuse... De obicei se depun pe fundul oceanului. Sunt și roci sedimentare care se depun în râuri, în lungile râului, și rocile eruptive sunt roci vulcanice. Da, sunt roci care erup. Deci rocile metamorfice au fost ori eruptive, ori sedimentare. Ce s-a sau metamorfice. Da, sau puteau să fie, deci puteau să fie oricare din cele trei categorii. De exemplu, marmora ce este? Marmora este un calcar care a fost metamorfozat la presiune și temperatură. Deci înțeleg, dă voie că începe, parcă fac ceva să mă duce în mintea mea. Da. Și vreau să pun în gânduri.
Deci a fost un fund de ocean, da? Sau de apă. Da. S-au depus niște sedimente. Sedimente. Sedimentele acestea, cam, de exemplu, ca să se formeze un sediment, să zic, gros de un metru, cam cât timp îi trebuie? Este destul de greu de apreciat pentru că depinde de gradul de eroziune al continentului. Înțeleg, da. Și de dinamica apelor oceanului. Dar se poate pune într-un an? Nu. Nu. Se poate pune într-un an dacă este un eveniment anecdotic, să-l numim, un eveniment... da, un accident. Un accident. Dar de regulă nu. Nu, sau o catastrofă. Da, dar de regulă nu. Nu. Bun, deci a fost fund de mare, s-a depus sedimente. După aceea, aș mai reveni, pentru că pe fundul, deci sedimentele care se depun pe fundul oceanului, se întâmplă câteodată să se depună destul de mult, da, datorită unui fenomen care se întâmplă la marginea platformei continentale. Deci sedimentele sunt aduse de ape, de fluvii, da, se depun pe platforma continentală și înaintează la marginea platformei, depunându-se la un unghi destul de ridicat. Da, face sens. Și la un moment dat, datorită unor cauze, mișcări seismice sau însăși faptul că panta, deci unghiul la care sunt depuse este, nu mai susține, da, e prea înclinat și din punct de vedere mecanic. Da, atunci se prăbușesc, nu? Se prăbușesc și se creează curenți de turbiditate care depun mase imense de sedimente brusc undeva și creează canioane. Uh-huh. În Pacific sunt pe malul, în zona americană a Pacificului, sunt canioane mai mari decât Grand Canyon. Da, eu înțeleg, depuse de acest curent. Eu înțeleg că fluviul trebuie să lucreze mult timp să depună acele sedimente pe Acum, deci, o rocă sedimentară se formează pe fundul oceanului. După aceea, ajunge într-un fel sau altul să fie scufundat adânc în pământ, este topită și apoi iar scoasă la suprafață. Depinde, poate da sau poate nu. Da. Cum devine metamorfică? Dacă depinde, o rocă poate să devină metamorfică fiind scufundată la o oarecare adâncime în care crește temperatura și presiunea. Cât de adânc? Depinde. Poate să fie de la sute de metri la mii de metri, și la sute de kilometri. Bun. Și scoasă afară și devine o carieră de calc, o carieră de marmură, de exemplu, nu? Da. E bine, vreau să te... Cât timp ia un asemenea proces ca o rocă mai întâi să devină sedimentară, apoi să devină metamorfică, apoi iar să ajungă la suprafață undeva pe un munte în Italia, unde Michelangelo să sculpteze pe Moise, care a scris Geneza? Nu, cam cât timp poate dura un asemenea ciclu după aprecierea ta? Bă, nu îți dau seama că sunt diferențe. Este greu, da. Poate să dureze zeci de milioane de ani. Poate totul să aibă loc în câteva mii de ani? Este greu de presupus, pentru că la ora actuală nu vedem aceste întâmplări. Da, interesant. Mergem mai departe, deci ne-am abătut puțin. Vorbeam de Himalaya. Deci Himalaya are rocă sedimentară urcată la mii de metri de pe fundul cealaltă. Acum, deci Himalaya a apărut... Când a apărut masivul Himalaya? Ca timp. După moartea dinozaurilor. După moartea dinozaurilor, da. Deci acum... Sunt două teorii. Acum 4.000 de ani. Nu. Sunt două teorii. Teoria, am putea o numi clasică, că în ultimii 65 de milioane de ani India a migrat spre Asia, s-au ciocnit și în ultimile milioane de ani Himalaya a crescut. Da. Și este acum o teorie mai nouă a unor geologi indieni, da, care spun că tot s-a întâmplat în ultimii câteva milioane de ani. Da. Cert este că oricum, ce vreau să te întreb, deci s-a ridicat Himalaya. Putem vedea după ridicarea, deci dacă privim la aspectul ecologic, de climă, de vegetație, putem vedea, studiind în pământ, în geologie, urmele vieții, de o parte și de alta a lanțului Himalaya, putem vedea impactul ridicării Himalayei, adică în schimbarea climei, în schimbarea vegetației, putem vedea așa ceva? Da, cred că da. Acum nu cunosc prea bine domeniul de climatologie, da,
Dar știu că nu crezi în încălzirea globală asta. Da, nu cred. Da, nu cred, da. Creată de om. Da, da, asta da. Dar acel lanț de munți este responsabil de musonii și de ploile din India. Deci a și musonii, India, musonii sunt responsabili de junglă. Da, de junglă, de fertilitatea. În spate, în partea cealaltă? În partea cealaltă e Tibetul. E Tibetul, e deșert. Da, Tibetul este încă în continuă... În continuă ridicare. Da. Tibetul încă în continuă ridicare. Vreau să mergem, vorbim tot despre plăci tectonice. Și dacă cineva are vreo îndoială, dacă la început geologii au măsurat cu teodolitul și cu instrumente care acum le-am numit rudimentare. Da, care sunt instrumentele moderne? La ora actuală este GPS. Deci se folosește GPS-ul, se folosesc sateliții și se poate vedea exact mișcarea în toate direcțiile. Deci, la data aceasta, mișcările tectonice pot fi monitorizate din satelit? Da. Deci nu avem nicio îndoială că există mișcări tectonice. Nu, iar cine se îndoiește, să arunce GPS-ul din mașina lui. Din mașină. Nu, că noi suntem foarte practici. Când e vorba de probleme practice, noi acceptăm știința. Când e vorba de teorie, nu. Problema care este? Deci, monitorizăm, este posibil, având în vedere direcția, viteza mișcării plăcilor tectonice, masa continentelor, este posibil să reconstituim, să zicem, pe computer toată istoria mișcărilor tectonice și a continentelor? Probabil, este posibil. Probabil că în toate reconstituirile este un grad de incertitudine. Dar în principiu dar e posibil. Principiu, da. Este posibil. Și având în vedere, nu numai asta, dar având în vedere rocile similare. Da, de pe diverse continente. De pe diverse continente. Rocile, de fapt, nu similare, identice, care au același nivel izotopic. Da. Deci, aceleași minerale sunt practic identice. În cazul acesta, fiindcă ai spus că nu ești climatolog, dar ești geolog, vreau să te întreb. Cumva se poate face o corelație între fosilele de pe continente și istoria mișcărilor tectonice? De exemplu, știu că, așa cum știu din cunoștințele de cultură generală, cândva continentele au fost unite în Pangea. Da. După aceea au fost separate. Da, da, separate. Se pare că în continentele au fost separate, viața a evoluat diferit pe un continent și pe altul, nu? De exemplu, în sud au evoluat marsupiale, în nord au evoluat placentate. Dar când au fost unite, a fost altă posibilitate de schimb genetic. Se poate face o asemenea corelație între evoluția vieții pe diferite continente și mișcările tectonice? Plecând de la fosile. Se poate face, dar trebuie să ai în vedere încă un fapt, că condițiile de mediu ecologice au fost diferite în diferite zone. Chiar pe Pangea vorbim. Da, da. Și se pare că acest continent a fost situat undeva la latitudini sudice pe pământ, mai aproape de ecuator. Da. Deci a fost o climă mai caldă. Mai caldă. Pentru că vorbim de mișcări. Asta explică faptul că ne găsim în Antarctica. Exact asta vreau să te întreb acum. Deci vorbim de mișcări tectonice. Înțeleg că în Antarctica, sub acel strat de gheață, sunt urme de viață tropicală. Da. Și asta dovedește că Antarctica a fost mai la sud. Da. Înțeleg, da? Că a fost, nu, e la sud acum, a fost mai la nord, comparat cu... Da, a fost mai la nord, comparat la ecuator. Pentru noi sudul este căldură, pentru noi sudul este căldură. Și înțeleg de asemenea că, luăm de exemplu, vreau să mă duc la Europa. În Europa există la Cascau peșteri scufundate la 30 de metri adâncime, în care sunt pictați pinguini. Deci Cascau este la Mediterană, da, este în sud. Și sunt pictați pinguini pe pereții peșterilor. Și animale care trăiesc în zone reci. Cum se explică asta? Acum, pinguinii probabil că au existat și în emisfera nordică, da, nu, dar se explică prin faptul că a fost glaciațiunea. Când pământul s-a răcit, deci când glaciațiunea, mi se pare că face sens, fiindcă dacă a fost glaciațiunea și nivelul mării a fost scăzut, da, intrarea în peștere se putea face. Și ce e interesant la peștera aceea, ca și la celelalte peștere din Franța, sunt mamuți, sunt rinoceri cu blană mare. Deci toate acestea se pare că au fost foarte multe animale care trăiau într-o zonă foarte rece. Da. Deci asta e glaciațiunea. Vreau să te întreb pentru mine și pentru vizionatorii noștri. Ce este glaciațiunea sau ce sunt glaciațiunile? Deci sunt perioade din istoria Pământului când temperatura globală scade
din diverse motive, și calotele polare își extind suprafața și de asemenea pe, în zonele alpine, unde sunt condiții pentru crearea gheții, gheața devine perpetuă. Din ce motive ghețarii se deplasează? Pentru că înțeleg că rocile au urme de ghețari care se deplasează. De ce se deplasează ghețarii? Timpul glaciațiunii. Sunt o apă. Sunt o apă, dar încet de tot, nu? Da, sunt o apă solidă și probabil că se deplasează sub... cumva este similar și cu modul cum se deplasează plăcile tectonice. Sub presiunea greutății enorme a gheții care se depune, normal că la margine ei se deplasează, pentru că nu încep să curgă plastic, practic, da, datorită presiunilor enorme la care sunt supuși. Și atunci se deplasează. Da. Și glaciațiunea extrată în Europa și în America. Cât din Europa a fost acoperit de ghețari? A fost acoperit probabil că toată zona nordică, Germania, deci până la ghețari. Alpii. Tot a fost sub ghețari. Da, tot a fost sub ghețari. Până în Spania. Și în America? În America a fost cel puțin până unde suntem noi astăzi, aici, da? La Chicago. De unde știi? Și mai jos. De la lacul Michigan. Lacul Michigan. Și că odată... Și de la statul Michigan, unde mă duc des și văd urmele glaciațiunii. Cum sunt? Cum sunt acelea? Mă duc des într-o zonă lângă Michigan, lângă lac, și găsești dunele care sunt ca urmare a lacului, a nisipului, da, de la lac, dar mergând câteva mile, câțiva kilometri în spre est, de exemplu, am săpat să fac un drain și simți mirosul de mlaștină, mirosul de... vezi nisipul ca urmare a acestei glaciațiuni, vezi galeții, vezi pietrele. Ce care galeții? Sunt pietre de mici dimensiuni, relativ, da, de mici dimensiuni, care sunt foarte aplatizate și foarte bine lustruite, care au fost aduse de ghețare, au fost la baza ghețarului și au fost efectiv. Da, vreau să spun un lucru. Încercam acum vreo 20 ceva de ani, când citeam cartea În căutarea unui răspuns și încă câteva cărți creației, care vreau să spun, apreciez efortul la timpul acela de a explica ceva, pentru că înțeleg chiar de la tine că teoria plăcilor tectonice este mai recentă. Da, și, și cumva teoria potopului făcea sens, să zic, vis-a-vis de ce se știe atunci. Dar încercați să-mi imaginez și nu reușeam să reușesc să înțeleg cum a putut apa să care pietre și bolovani. Dar cum înțeleg, de fapt, ghețarii au creat pietre și bolovani și i-au depus uneori în poziții foarte improbabile. Da. O piatră peste altă piatră. Nu-ți dai seama cum ar putea potopul să fie o piatră peste altă piatră. Da, și acum să fim obiectivi. Da. Și piatra, și apa poate să care pietre de foarte mari dimensiuni. Da. Torenții, de exemplu, mi-amintesc că eu am văzut cu ochii mei, fiind în Bucegi, pe vremea când eram student, da, mi-a prins o ploaie imensă, ne-am adăpostit undeva sub o stâncă, lângă o vale, și la un moment dat am fost așa niște zgomote teribile, niște trepidații și nu știam ce se întâmplă. Ne-am uitat în pârâu, efectiv, că era bolovan poate de o jumătate de metru, un metru. Dar bănuiesc că era și o pantă. Da, o pantă foarte ridicată. Ridicată, da, a pârâului, da. Dar, în general, gheața e cea care mută stânci de dimensiuni mari. Știu că odată te-am întrebat că poate vom ajunge și la problema cu tremurilor și vulcanilor, dar vreau să spun că nu mă grăbesc, că nu vreau să îndopăm prea mult pe ascultătorii noștri cu prea multă informație. Dar ții minte că te-am întrebat odată de ce a avut loc un cutremur în Chicago, pentru că în Chicago nu este nicio intersecție de plăci tectonice. Și mi-ai spus o teorie foarte interesantă legată de glaciațiune și lacul Michigan. Da. Încă este un mister de ce se întâmplă din când în când cu tremure în zona Chicago. Nu este foarte clar. Dar eu m-am citind mai mult despre zonă, de asemenea am avut informația că lacul Michigan, care Chicago este situat pe, da, malul de, pe partea, în partea de sud a lacului Michigan, apa din lacul Michigan scade în zona de nord și crește în zona
Chicago, cu aproximativ 2,5 cm la fiecare 10 ani sau 20 de ani. E mai puțin important cu cât, dar este foarte important că este o mișcare de balans. Și explicația care o dau oamenii de știință, care au studiat fenomenul, este faptul că calota de gheață care a existat, care poate a fost 2 km la un moment dat de mare, care a existat în Canada și în zona de nord a Statelor Unite și s-a retras, a schimbat echilibrul izostatic al continentului și încă continentul se ridică în partea de nord. Și atunci face un mic cutremur. Da, aceste mișcări pe verticală probabil că creează în anumite locuri mai, în anumite zone din scoarță mai slabe, creează mici cutremure. Suntem tot la plăci tectonice și vreau să te mai întreb câteva lucruri. Câte plăci tectonice există pe planeta Terra? Dacă îmi amintesc bine, 17. În mare. Da. Sunt și microplăci și... Cutremurele și vulcanii înțeleg că se datoresc plăcilor tectonice. Da. Mișcarea plăcilor tectonice sunt cele care generează și cutremurile, cele mai multe din cutremure și vulcanii. Pentru că mai poate să mai fie cutremure, de exemplu, cum a fost cutremurul de la Split, dacă mi-am aduc aminte, din fosta Iugoslavie, acum nu știu ce e, acolo Bosnia parcă, care a avut loc datorită unei prăbușiri. Cutremurile de prăbușire, efectiv, rocile s-au prăbușit, ei au foarte mult karst. Da. Spune că a fost... Dar cele mai multe sunt din cauza mișcărilor tectonice. Așa sunt excepție. Vreau să să spun câteva întrebări. Mai întâi, de ce se mișcă plăcile tectonice? Plăcile tectonice se mișcă datorită faptului că modului cum Pământul este structurat, datorită structurii Pământului și faptului că Pământul este fierbinte în interior. Are mai multe, îl putem vedea ca o sferă cu sfere concentrice. Ca un fel de ceapă. Da, ca un fel de ceapă. Da, este like. Da. Da. Și scoarța terestră, chiar și scoarța oceanică, deci scoarța este de o grosime neglijabilă în comparație cu dimensiunile razei Pământului. Este între 5-10 mile în domeniul oceanic și până la 200 de kilometri, cât ar veni în mile, 160 de mile la grosime în zona unde sunt munți, de exemplu Himalaya. Da. Sau... Și pe ce se mișcă plăcile tectonice? Se mișcă pe... Mantaua, mantaua terestră, care nu este lichidă, este într-un stadiu de viscozitate spre solid, am putea să o numim, dar la acele presiuni imense și temperaturi, creează niște curenți de convecție, care, la rândul lor, antrenează mișcarea. Curenți de convecție însemnează de jos în sus? Da. Da. Din cauza temperaturii? Da. Experiența de la școală, din clasa a 6-a, de la fizică, cred, când puneam niște hârtie sau ceva în un recipient și ne arăta cum fierbe. Și curentul de aer cald, sau curentul de aer cald care mișcă la un bec, Deci, și acești curenți de convecție, deși este viscos, mișcă continentele. Mișcă în același timp. Din diverse motive, poate încă nu foarte înțelese, sunt zone unde temperatura este mult mai ridicată, cum sunt în cazul dorsalelor oceanice. Cel mai concludent este dorsala nord, dorsala atlantică, care e cea mai bine studiată. Și acolo, datorită inputului, datorită
volumului de apă care intră în scoarță, da. Și aici o paranteză, apa ajută la mărirea temperaturii? Interesant, cum? Mărește presiunea sau cum? Probabil că reacțiile chimice cu roca respectivă o face să fie mai, puțin viscoasă și efectiv lava iese pe mijlocul acestor dorsale, iar dorsalele la rândul lor, datorită gravitației, se înclină în ambele direcții și sunt trase sub continent. Deci, îmi pare rău că nu avem bagaj. Este un proces foarte complex, ar trebui să avem... Și îmi pare rău că nu avem, și asta vine că suntem începător tehnic. Dar de când înțeleg? Deci hai să iau așa pe românește, da? Eu sunt vorbesc aleg. Deci în mijlocul oceanului și la Atlantic, la Pacific, e o crăpătură, cum ar veni, nu? Da, aproximativ în mijlocul oceanului. Sau în sfârșit, este o crăpătură. Pe zonele, da. Pe acolo este lavă, da? Da. Înseamnă că, deci fundul oceanului mereu se depune lavă nouă. Da. Și lava aceea împinge platforma oceanică. Putem să spunem că împinge în același timp platforma oceanică, placa oceanică, este deja sub continent. Și alunecă sub continent. Da. Acest mecanism se întâmplă datorită unui fenomen, și anume a faptului că scoarța oceanică și scoarța continentală au diverse densități. Practic, continentele ne putem închipui că sunt niște plute care plutesc pe scoarța... Interesant, e contraintuitiv, că eu aș prevrea să mă imaginez că invers. Nu. Da. Deci scoarța oceanică e mai densă. Da, fundamentul continentelor... Din ce formată? Din bazalt? Din bazalt, da. Din diverse varietăți de bazalt, sub diverse denumiri. Și continentele din ce sunt formate? Baza continentelor este, în general, granite. Sau varietăți de granit. Și mai puțin dens decât bazalt. Da, granit este mai puțin dens. Și acele mici diferențe de densitate dau tot acest... Deci plata oceanică intră tot timpul sub continent. Da. Bineînțeles că este lent. Vreau să te întreb, ar fi putut toate astea să aibă loc în câteva mii de ani? Cineva poate să măsoare. N-are cum, da. Acum, poate să măsoare să vadă cât e, cum s-au depus sedimentele. Dar într-un an ar fi putut avea totul loc. Nu. Pentru că poate... La ultimul cutremur din Chile... Da. Dacă mă amintesc că nu mai rețin exact, s-a deplasat cu 17 cm. Nu? Da. Diferența relativă între între Da, la cutremurul ocean și continent. Deci scoarța intră sub continent. Placa continent oceanică intră sub continent, da? Da. De exemplu, hai să luăm un loc care ne este familiar, Loma Linda. Da, fiindcă acolo avem spitalul și avem și ce se întâmplă la Loma Linda? Toată California. Toată California. Da. Ce se întâmplă acolo? Acolo placa nord-atlantică intră sub continentul american. Și cumva vreau să ne întreb. În general, dar de fapt este o mișcare de translație. Uh-huh. Intră sub continent în partea de nord a Statelor Unite, iar în zona Loma Linda este o mișcare de translație. Deci, placa nord-atlantică are o mișcare spre nord-vest. Ce este Falia Sfântul Andrei? Falia Sfânt Andreas este locul în care placa oceanică, Oceanul Pacific, se mișcă deci spre nord față de placa americană. Și Loma Linda este pe plata oceanică sau pe placa continentală? Cred că Loma Linda e pe placa oceanică. Deci merge spre nord, spre San Francisco. Da. Și am înțeles, nu știu dacă poate greșesc, dar am înțeles că Golden Bridge are un capăt pe o placă și un altul pe altă placă. Pe altă placă, da. Deci va dispare cu timpul. Da, totul pe pământ este efemer. Este continuă transformare. Cutremurile din California și cutremurul de San Francisco din 1906 se datoresc acestui fenomen? Da, acestui fenomen. Da. Da. Cum? Poți să ne explici puțin, dar n-am o schimbă, dacă acum... Tensiunile care se adună, deci trebuie să ne gândim că sunt frecări și presiuni uriașe și temperaturi uriașe. În general, sunt puține locuri în care se întâmplă această mișcare de translație, o falie de transformare. Deci este un caz rar. Da, cum este în cazul Loma Linda. Da.
De obicei, sunt mișcări ca în America de Sud, unde placa continentală intră sub continent. Da. Începe datorită faptului că este sărăcește. Da. Plecând de la mijlocul dorsalei, deci de la jumătatea oceanului, își pierde din temperatură treptat, da, devine mai rece, mai densă, mai grea și cade puțin mai repede sub continent. Sub continent, în același timp trage cealaltă placă sau face loc unei noi generații de... Și Pământul se schimbă tot timpul. Da, se schimbă Pământul tot timpul. Pământul este viu, am spus. În momentul când intre sub continent, vă dați seama că sunt frecări foarte uriașe. Și ce se întâmplă atunci? Se creează temperatură. Și? Și în acel moment, rocile se topesc, devin magmă, lavă. Și asta se spune fenomenul vulcanic? Se formează vulcani. De obicei, observați, un lanț de vulcani este imediat după continent la câțiva zeci de kilometri. Este lanțul Pacificului de foc și este partea altă Indonezia. Da, este cercul de foc. Cercul de foc. Al Pacificului. Și toate sunt legate de aceeași placă tectonică? De plăcile Pacificului. Pacificul care se... Și de mișcarea subcontinentului indian. Și de mișcarea subcontinentului indian. Toate sunt legate. Probabil. Da. În cazul acesta, dacă San Francisco... Va dispărea San Francisco? E posibil ca San Francisco să nu dispară, pentru că în zona San Francisco este mai mult o mișcare, această falie San Andreas, și această are diverse moduri de manifestare. În unele este falie transformare, în altele este efectiv intră sub continent. Da. Se pare, se spune că dacă Pământul ar exista timp suficient, Los Angeles ar putea deveni suburbia lui San Francisco. Da? Și Loma Linda se va muta San Francisco. Da, și totul se va muta spre nord. Asta va fi foarte... Cred că câteva comunități adventiste din Loma Linda vor fi foarte fericite, care au adoptat stiluri de viață alternative. Să fie mai aproape de San Francisco, da, probabil. Pe lângă La Sierra și Kingship International. În sfârșit, dar asta este un alt subiect. Și acest... Deci, aceeași... O confirmare a modului cum se mută placa pacifică în zona de vest a Statelor Unite, o găsim în Hawaii. De ce? Ia, spune-mi. Pentru că insulele din Hawaii au aceeași direcție. Deci se mișcă insulele din Hawaii. Da. Și găsim un lanț continuu de insule, începând de la Big Island, care este cea mai nouă, trecând prin 5, 6, 7 insule mai mici fiecare, iar după aceea găsim un lanț de atoli și de insule scufundate, până la, cum se numesc, în nord, insule acelea rusești, Curile. Oh, da. Deci, alea merg de la Hawaii? Da, merg, Hawaii, dacă te uiți pe o hartă a fundului oceanic, este, vezi clar. Deci, înțeleg că vulcanul din Hawaii este o căldare fierbinte, cum se spune, nu? Da, un hotspot. De unde magma iese chiar din adâncul Pământului. Da. Este. De fapt, un hotspot este nu neapărat magmă, ci este o suprafață, este un volum foarte fierbinte care creează magmă și lavă la suprafață. Și, deci, un hotspot nu este același lucru cu fenomenul vulcanic când intră o placă sub alta. Și insulele, de se formează o insulă, alunecă spre noi, se formează o insulă, alunecă spre noi, și se vede așa direcția plăcii tectonice. Da. Și înțeleg că... Direcția de mișcare. Da. Și dacă ei lava vulcanică radiometric confirmă, se relaționează cu viteza de mișcare. Da. Același lucru este și în Galapagos? În Galapagos nu am nicio... Probabil că este la fel, nu am studiat. Că mi se pare că e același lucru. Deși este locul unde vreau să mă duc. Da, Galapagos. Nu știu dacă o să pot vreodată, dar... Da. Acolo i-a venit lui Darwin ideea lui periculoasă în Galapagos, selecția naturală. Pentru mine e special pentru că am văzut când eram copil un film. Despre Galapagos? Da, și m-a făcut să mă fac geolog. Interesant. Ce film? Era un film, nici nu mai știu, dar era un film științific. Am văzut și un film, un film de lung metraj despre animale. Din Galapagos. Animale și insule Galapagos și... E interesant Galapagos, dar probabil că asta am văzut altă dată când vă vorbi despre Darwin. Că e multă vreme de când am fost copil. Și... Galapagos este un caz interesant pentru că e același moment ca în Hawaii. Dar mișcarea insulelor spre, nu știu ce direcție, ca să fiu sincer, alterează condițiile.
Și da, alterarea condițiilor duce la presiuni selective asupra speciilor de, cum se numesc, igoane și cintezoia aceea cu ciocul special pe care dar vrea să. Dar asta este pentru altă emisiune. Hawaii e o insulă mult, e un arhipelag mult mai special, e foarte departe, este cel mai departe de orice. Foarte izolat. Foarte și izolat. Pe Hawaii nu sunt Shemu, sunt Penjen și Zmeura n-are țepi. Dar asta e de biologie și o să avem altă discuție în privința asta. Vreau să spun altă întrebare, Iulian. Ce părere ai de teoria potopului Mării Negre? Pare foarte plauzibil, mai ales când, la fel, te uiți la o hartă batimetrică a Mării Negre și vezi că, de fapt, delta da, a fost mult mai în largul mării. Deci, potopul Mării Negre implică ideea că Mării Negre a fost lacă de apă dulce, da? Și Mediterana, la sfârșitul glaciației, a năvălit în Marea Neagră. Acum, nu știu dacă a fost un lac de apă ba dulce. Da, scoicile sunt de apă dulce. Pe cele mai... Că mă gândesc la condiții. Toate fluviile vărsându-se în Marea Neagră și evaporația... Eu știu că, deci, românii știau, eu am fost ucenicul Constantin Scarlat, care a fost fondatorul Scavandrilor Autonome din România și el spunea că fosilele cele mai vechi pe Marea Neagră sunt fosile scoici de apă dulce. Se poate, da, dar eu mă gândesc, de exemplu, acum, lacurile care sunt dulci de pe malul da, Mării Negre au același fosile. Oh, da, da, dacă marea a fost mai jos, poate au fost lacuri este și posibil, lagune. Este posibil. Dar, deci, potopul Mării Negre, că vreau să mă întorc la potopul Mării Negre. Ideea, înțeleg că la sfârșitul glaciațiunii, Marea Mediterană s-a umplut și a spart. Da, a fost ca un baraj, ca un bridge, ca între Marea Mediterană, între Marea Marmara și da, Marea Neagră, care se spune că, se presupune că deci, a fost... Deci, geologic stă în picioare teoria, da, nu? Și pe fundul Mării Negre înțeleg că e hidrogen sulfurat. Asta da, din cauza condițiilor speciale din Marea Neagră, care are curenți circulari și adică nu are schimb, are schimb de apă numai la suprafață cu ce? Deci nu are schimb de apă. Nu, pentru că Marea Dardanelele și da, Bosforul și da, Marea Marmara sunt foarte, de foarte mică adâncime, deci totul se întâmplă în... circular. Interesant. Deci din cauza asta nu are... Da. Este unică Marea Neagră. Ce aș vrea să te întreb? Cred că mai este unul din lacurile americane. Tot așa? Huron, cred că da. Da? Cu hidrogen sulfurat? Da. Deci sulfurat. Nu susține viața sub anumită adâncime. S-ar putea să greșesc, da. Da. Vreau să vorbim puțin în timpul care a rămas. Aș vrea să vorbim și despre fosile, dar las pentru altă dată, pentru că vreau să rămânem la plăci tectonice. Vorbim despre planeta Pământ, are mișcări tectonice, dar este vie. Da. Este vie. Marte nu are mișcări tectonice. Nu. Este mort, este mort. Cumva, eu sunt adaptat al principiului antropic și aș vrea să spun că sunt între două extreme, pentru că creaționiștii stricți nu acceptă principiul antropic și cei care cred că totul e un accident, iar nu acceptă principiul antropic. Deci suntem între două extreme. Și de că și tu crezi în principiul antropic. Crezi cumva că mișcarea plăcilor tectonice este cumva ceva ce ține de principiul antropic, adică ceva ce face ca Pământul să fie special pregătit pentru viață și pentru viață inteligentă? În mod sigur. De ce? În mod sigur, pentru că datorită faptului că urmare a structurii Pământului și a modului da, de funcție, interiorul Pământului, avem plăcile tectonice. Da. Deci, mișcarea plăcile tectonice. Dar ea este o urmare, cum este de fapt și cealaltă urmare, da, printre multe altele, și anume avem un câmp magnetic. Da. Care ne protejează de radiațiile care, nesănătoase ale Soarelui. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar mai avea câmp magnetic? Probabil că viața nu ar exista. N-ar putea să trăiască. Noi am murit. Am murit din cauza radiațiilor. Poate n-am murit direct, dar așa de multe mutări s-ar întâmpla în ADN-ul nostru, încât n-am putea să, ca specie să supraviețuim, da, nici noi, nici celelalte specii. Probabil ar fi mai bacterii sau... Da, ar fi prea multe radiații ultraviolete. Da, interesant. De a steriliza. Deci înțeleg, vorbim de câmp magnetic. În centrul Pământului, din ce este format? Probabil, din ce se cunoaște la ora actuală, este format în preponderent din fier și nichel. Și acestea care zic magnetic? Da, mai mult mișcarea
dintre diversele, nu, dintre diversele nivele. Nivele ale Pământului. Da. Dintre centrul Pământului, dintre și dintre manta, da, creează și curenții din manta. Însă și curenții din manta creează câmpul magnetic. Da. Putem contribuie. Compara cu un dinam sau e nepotrivit? Am putea. Da? Un dinam local. Pentru că, de fapt, câmpul magnetic, noi spunem, nord și sud, da, dar câmpul magnetic nu este chiar așa de clar. Nu este nu tras cu polii geografice. Nu, dar nici nu este tras cu linia. Da. Ci este rezultanta câmpurilor magnetice locale. Și dacă ne uităm la o reprezentare a câmpului magnetic și dacă o punem, de exemplu, în două culori, da, o să vedem că este o combinație de culori, deci de orientări plus și minus. Deci nu este un magnet uriaș, sunt mai multe mai mulți magneți, da, cum ar veni, care se combină. Da, de fapt nu e un magnet, este electro. Activitate electromagnetică. Da. Generată de curenții și de diverse de diversele de temperatură, de diversele de temperatură, de presiune, care generează curenții electrice. Și ca atare este de natură electromagnetică, câmpul magnetic. Da. Și am înțeles că câmpul magnetic și-a schimbat polaritatea în istoria Pământului. Da, nu se poate explica exact. Dar de ce? Probabil că s-ar putea emite diverse teorii, dar și-a schimbat după de ce, multe ori după polaritatea. După ce îți dai seama că și-a schimbat polaritatea? Cel mai ușor este după, la fel după scoarța oceanică. După scoarța oceanică. După scoarța oceanică, da, care este compusă din varietăți de bazalt, da, bazaltul având foarte mult fier. Uh-huh. Fierul, combinarea de fier, da, din componența bazaltului, în momentul răcirii se orientează după câmpul magnetic local, la acea dată, sau după câmpul magnetic. Iar o comparație nemintoasă, se poate compara cu pilitura, de exemplu? Da. Cu pilitura, da, așa că formează. Același lucru. Deci același lucru se întâmplă. Da. Îți dai seama că în istorie și-a schimbat când așa și așa. Am o ultimă întrebare pentru seara aceasta. Sau din lava de pe continent, de exemplu în India au fost revărsări imense de lava de bazalte. Și aceștia s-au orientat după câmpul magnetic, da. Am o ultimă întrebare în această seară. Deci văd Pământul acum ca pe un organism viu, care tot timpul se mișcă. Și în general aș mai adăuga un lucru, dar aproape ca să lega de biologie. Însă și plăcile tectonice creează permanente schimbări în climă. Da. Și eu mă gândesc că aceste schimbări în climă creează presiuni selective. Ceea ce a observat Darwin Galapagos la nivel foarte de arhipelag. O insulă merge mai încolo și se schimbă forma ciocului la Finch, se schimbă iguana, insula merge mai încolo, iar se schimbă. Deci putem vedea la nivel planetar în timp geologic același lucru. Și chiar, da, mai mult, însăși componenta biologică, da, a Pământului, deci viața, da, de pe Pământ, influențează componenta mineralogică. Cum? Creând o varietate, creând condiții pentru o varietate imensă sau mult mai mare de minerale decât, de exemplu, pe Lună, pe Marte, unde este o variată mult mai mică de minerale. De exemplu, cochile de scoici sau scheletele sau... Faptul că viața produce oxigen. Oh, da, avem, da, oxigen. Da, este interesant lucrul acesta. Vreau să te mai întreb un lucru, uite, pentru că vreau să... Avem apă. Da, vreau să te întreb. Înțeleg că oxigenul, fierul se găsește sub formă de mineral, de minereu, de, da, oxid de fier. În meteor este fier în stare pură. Putem, în istoria geologiei, putem marca timpul, momentul în care fierul a devenit oxid de fier, care oarecum să ne arate că a apărut oxigenul pe planetă? Da, putem marca. Uh-huh. A fost un moment în istoria Pământului în care găsim aproape pe fiecare continent, da, depuneri de, de minerale de fier. Da. Unde erau astea? Unde era fierul înainte de asta? Fierul, deci era fier liber. Da? Și, putea fi și în oceane și peste tot? În oceane, în roci, în, și pe măsură, da, ce oxigenul a fost mai abundent pe Pământ, efectiv l-a redus, l-a oxidat și, da, l-a depus. Atunci o să vin și o idee pentru care voi fi exclus sabatul viitor. Înțeleg că a fost planeta fără oxigen, a apărut bacterii și probabil alge, care au trăsat atmosfera. Da.
și au creat oxigen și asta se vede în faptul că într-un anumit moment s-a depus oxigenul. Cam cu cât timp în urmă? S-a depus fierul, oxidul de fierul, minerul de fier. Cam când s-a întâmplat asta? Cred că în precambrian. În precambrian, sigurabil. Deci explozia care a avut loc acum 600 de milioane de ani. De fapt, sau poate chiar mai mult, dar a fost un proces, a depins foarte mult de cantitatea de oxigen. Sigur, da, și normal, adică cred că întâi au apărut oxigen. Dar eu întotdeauna să văd un plat divin. Eu nu văd aici nimic materialist. Geneza nu vorbește de bacterii, nu vorbește de categoric, nu. Așa cum este. Dumnezeu a organizat lumea. Nu, este o relatare succintă. E poetică, este poetică. Vă mai vorbi de Geneza. Vreau să te, deci să ajung la ultima întrebare. Există vreo posibilitate pentru un geolog să condenseze toate aceste procese despre care am vorbit noi acum destul de sumar și într-un limbaj, mă rog, pe înțelesul nostru al laicilor, în 6.000 de ani de istorie? Aș vrea să o văd. Nu există. Nu cred că se poate. Adică nu se poate. Oricât ai, orice efort ai face, nu se poate, nu? Deci, 6.000 de ani. Știu că un prieten de-al meu, da? O cunoștință, nu suntem chiar foarte apropiați, de mult ne-am întâlnit, a vorbit despre dispariția dinozaurilor. Da. Acum 65 de ani. Dar dacă punem în contextul existenței umane, când au fost? Dinozaurii? Da. Pentru că este un curent care l-am văzut în anumite cercuri, hai să nu le numesc teologice, da, dar de oameni ai religiei, de oameni care cred în Dumnezeu și care vor să impună un anumit model, care spun că noi vorbim de ere geologice și de straturile geologice și dăm aceleași denumiri ca și oamenii de știință pentru a avea același limbaj. Da. Dar dacă ei acceptă acest lucru, aș vrea să întreb cum poate să facă. Vreau să spun, am urmărit prezentările făcute de GRI la Conferința Generală și toți specialiștii noștri de la GRI, care sunt foarte ortodoxi în teologie, au spus că din punct de vedere științific, datările radiometrice și metodele geologiei stau în picioare și că din punct de vedere științific e imposibil, au spus, să condensezi în 6.000 de ani istoria planetei. Deci din punct de vedere științific. Ei au spus apoi că credința noastră este altceva și nu vreau să discut despre problema aceasta. Dar îți mulțumesc, Iurean, pentru că aici intrăm într-o altă problemă, ai vorbit de dinozauri, intrăm în problema fosilor pe care vreau să las pentru altă oră întreagă. Da? Îți mulțumesc foarte mult pentru această oră instructivă. Și te invităm în continuare să fii în dialog cu noi. Te invit să mai vii și pe forum să răspunzi, îți vor fi adresate întrebări și când ai timp, te invit să răspunzi la aceste întrebări. Dacă voi putea răspunde, o să răspund. Sunt mulți, aș vrea să spun că am primit input-uri care mă fac optimist de la mulți dintre tinerii noștri. Chiar astăzi am vrut cu o soție de pastor și nu-i spun numele, că nu vreau să-i fac necazul în România, dar care mi-a spus că se bucură că în sfârșit are posibilitatea să răspundă anumite întrebări, să facă o sinteză între credința ei și datele din geologie. Și cred că în privința asta trebuie să avem curajul și să depunem efort ca să-i ajutăm pe frații noștri. De câteva ori am vrut să, chiar, poate că e momentul acum să spun, am vrut să răspund pe forum sau am vrut să intervin pe forum, dar sunt niște persoane care creează o atmosferă mult prea tensionată prin, într-un fel aș numi, Magister Dixit. Da, am înțeles. Care nu acceptă o altă variantă. Pe când în fond noi doar discutăm, noi ne spunem niște opinii bazate mai mult sau mai puțin pe cunoștințe științifice sau teologice, care de fapt este o știință și teologia. Exact. Este un dialog. Dar în evul mediu teologia era regina științelor și acum teologia trebuie să recunoască că este o simplă, aș vrea să spun, este o știință despre limbajul în care vorbim despre Dumnezeu. Adică e un loc mult mai modest ca și filozofia în secolul 21 pentru teologie. Da. Și când noi discutăm, ne spunem ce avem de spus, comunicăm și așteptăm ca să fim influențați de opinia celorlalți. Da. Mai mult sau mai puțin în funcție. Și acceptăm dialogul și opinia lor și acceptăm să fim Și acceptăm să fim eventual să ne schimbăm și opiniile, dacă se aduc argumente, dacă se aduc argumente, dar nu argumente ex catedra, nu argumente de autoritate. Mulțumesc, Iulian, și vă invităm data viitoare la următoarea discuție cu Iulian, care va fi despre coloana geologică și fosile.
Vă mulțumesc și la revedere! Mulțumesc!